Olimpiada Internațională de Geografie a avut loc în perioada 31 iulie-6 august și a adus în concurs 160 de elevi din 43 de țări. Competiția, aflată anul acesta la 15-a ediție, a urcat țara noastră pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Bianca Elena Solomon, Andrei Sandu și Manuel Cristian Foșalău au fost medaliați cu aur, iar Omar Hamod a obținut medalia de argint. Echipa României a fost însoțită de profesorii coordonatori Mihaela Cornelia și Dorin Fiscutean de la Colegiul Național din Iași. Selecția elevilor din lotul olimpic a fost realizată pe baza rezultatelor înregistrate la Olimpiada Națională de Geografie 2018, iar pregătirea lotului s-a desfășurat la Iași.